Ministrul Finanțelor Dan Vâlceanu promite românilor care nu-și pot plăti facturile la gaze și energie că mecanismul de compensare a acestora va fi gata de aplicare din luna octombrie. Conform legii consumatorului vulnerabil, persoanele care se încadrează în anumite criterii pentru a beneficia de reduceri la plată vor primi ajutorul de la stat direct pe factură, începând cu 1 noiembrie 2021. În ceea ce privește partea de acoperirea unei părți din prețul la energie și gaze. Așa cum știți, în Parlamentul României a fost adoptat deja legea privind consumatorul vulnerabil. Ea va intra în vigoare de la 1 noiembrie și, pe de altă parte, avem în lucru la nivelul Guvernului în această perioadă un mecanism de compensare a facturilor, care sperăm să intre în vigoare în următoarele 2-3 săptămâni. Cred că o parte din problemă o putem rezolva prin aceste două mecanisme, însă rămâne o problemă pentru populație creșterea prețurilor. În privința creșterii prețurilor la materialele de construcție, ministrul Finanțelor spune că acestea ar putea rămâne ridicate până în prima jumătate a anului viitor.